Ăsta sunt eu. Asta e bicicleta mea din liceu, iar ce vedeți în spatele meu este zăpadă. Pentru că noiembrie 2023 a fost, să zicem, destul de rău. Primul episod violent de iarnă. Așadar, cod portocaliu de vânt. Sute de orașe și sate au rămas duminică fără curent. Așa că am vrut să merg într-un loc drăguț, călduț și ferit din isori și ploi și cu asta în minte am decis să merg la mare. Și ce alt mod mai bun de a ajunge la mare decât să mergi 700 de kilometri pe bicicletă. Bună dimineața! E ora 7 dimineața, sunt 2 grade și o plec la mare. Oficial, am ieșit din Cluj. Prima oprire în drumul către mare. E frig și e foarte mare ceață și sunt numai dealuri și voi și dealuri și voi și la deal e greu și la vale e frig. Ia uite un tractor. Prima zi a fost despre cum o să reușesc să înduc frigul, câinii și toate dealurile din Transilvania. Ce faceți? Cu bicicleta. Mă duc la Târgu Mureș acum. Cu ea? Cu ea, da. Pentru că n-am mai pus mâna pe o bicicletă de câțiva ani, era destul de incert dacă pot să fac un asemenea traseu. Și mai ales pe o asemenea vreme. Ceață aici, ceață și mai încolo. Și nu doar eu aveam dubii. Singur? Da, singur, cu bicicleta. Păi și ce pune dorm la noapte? Undeva lângă Târgu Mureș dorm. Da, singur e cam greu. Ai curaj. Mai ales acum cu câte prostiile astea, cât de se pot întâmpla. Bine, acum când o să ajungi la Brașov să traversezi pe mine, da, acolo, acolo o să fie problemă. Da, acolo e mai. Zăpadă. Bă, ai mai fost pe ruta asta vreodată? Nu. Niciodată? Nu. Nu cu bicicleta. N-are ce să te bată, părinți, te lasă așa să umbli brambura. Bine, nu te ajute, îmi place. Sunt un om care, deși sunt în vârstă, dar place tinerețea. După ce mi-am luat rămas bun, am continuat traseul pe o vreme ceva mai insolită. Uite dealurile astea, cât de frumoase sunt. Drumurile au fost, ba, foarte rele. Împing bicicleta de 10 minute la deal. Ba, pline de peisaje absolut extraordinare. Și odată cu lăsarea serii, după 90 de kilometri, am ajuns în orașul Iernut. După o noapte destul de scurtă, mi-am dat seama că diminețile o să fie o problemă pe tot parcursul călătoriei. E 7 dimineața, e foarte frig. Abia aștept să ajungem în locațiile în care mi-am propus să ajung azi. Foarte frumos traseul de astăzi. Pentru această călătorie am ales intenționat să merg pe drumuri ceva mai puțin populare. Sunt absolut singur aici. N-am mai văzut un om de 30 de minute, cred, de când merg pe drumul ăsta. Destul de înspăimântător. Și ca să evit aglomerația și mașinile, dar mai ales să descoper o parte mai puțin văzută a României. Lucru care avea să mă coste, de fapt, destul de mult. Ok, cu siguranță s-a stricat drumul. Iupii! Vai, ce rău e. Aua! Și m-am blocat. Drumul ăsta n-a fost o idee foarte bună. Să iau pe aici, sper că mă duce în același loc. O să schimb titlul în potmolit pe drum spre mare. Ai. Drumul meu. Ok, o să trebuiască să opresc puțin aici ca să explic ce s-a întâmplat, pentru că nu am reușit să filmez suficient. Eu mă aflam aici, între aceste două drumuri, pe o cărare pe care Google Maps a decis să o marcheze ca pe un drum ok și convenabil de mers. Ăsta e dealul pe care trebuia să-l trec,
Cei 400 de metri de drum forestier s-au transformat în 2 km de dealuri pline de noroi și de argilă. Argilă care făcea bicicleta din ce în ce mai grea și care îmi bloca roțile odată la câțiva metri. Deși opțiunea să mă întorc părea fezabilă, de fapt însemna să mă întorc 30 de km până în locul din care am plecat dimineață și apoi să merg pe un alt drum. După ce am împins bicicleta până la epuizare, mi-am dat seama că dacă e să ies de acolo, o să ies la noapte, singur și la vreo 80 de km de cazarea mea. Așa că am luat decizia să sun la primării locale pentru un off-road sau ajutor de orice fel poate. După ce am văzut că nu a răspuns nimeni, am decis să sun la 112. 112, ce urgență aveți, alo? M-am blocat pe un drum de pământ, blocat, nu pot înainta deloc. Deci, o să vă trimit un link de localizare ca să văd exact unde sunteți. Da, într-adevăr, sunteți lângă o pădurice. Da, nu, e foarte rău. Bine, o să vă fac legătura la pompier, că ei au contact de la cei de la off-road, o să vă trimită pe cineva acolo. După ce am vorbit la 112, decizia a fost că e treaba salvamontului. Între timp am fost abordat relativ violent de niște câini și am început să îngheț de frig, dar după nici jumătate de oră au ajuns salvatorii. Ce noroi să-mi fac picior! Salut, Ștefan! Hai că te ajutăm până la drum. Și de unde? De la Cluj. De la Cluj? Da. Și numai aici ai dat de noroi ăsta crânce? Las că îl împingem și dacă nu, îl luăm pe sus. Da, sigur. Deci îl luăm pe sus. Vai, nu trece roata, aia e bani. Pauză un pic. S-a blocat și asta. Salvamontul a venit pe jos, întrucât nici mașina lor nu putea înainta pe un teren atât de rău. Cu ajutorul lor, în timp foarte scurt, am ajuns pe partea cealaltă, unde am intrat în prima curte să cerem niște apă să deblocăm bicicleta de argilă. Sincer, băieții de la Salvamont au fost extraordinar de drăguți, m-au ajutat inclusiv să spăl bicicleta și cu indicații de drum. Ca nouă. Acum, cu bicicleta aproape curată, a fost timpul să plec din nou la drum. Iar după mult, mult, mult timp, am ajuns la a doua destinație importantă a traseului. Sighișoara! Printre cele mai bine păstrate orașe medievale din Europa și locul unde se spune că s-a născut Dracula. În țara noastră este mai mult cunoscut pentru că e un loc drăguț aproape de Brașov și pentru că îți poți face poză cu turn, din turn și lângă turn. Din păcate, nu prea a fost timp de stat, doar cât să mănânc ceva și apoi am plecat să fac restul de 40 de kilometri până la locul misterios în care mi-am propus să dorm. Jumătate din ei prin întuneric. Ok, deci nu prea se vede, dar eu sunt aici, în absolută pustietate. N-a trecut nicio mașină pe lângă mine de 15-20 de kilometri și este foarte scary. Bună dimineața! Poate te întreb de ce camera mea arată așa, sau de ce micul meu dejun arată așa, sau de ce sunt înconjurat de toate căsuțele astea colorate. E pentru că suntem la Viscri. E dimineața și nu vreau să trezesc pe nimeni, deci nu pot să țip. Viscri. Sătucul cu căsuțe colorate, cunoscut pentru faptul că regele Charles vine foarte des pe aici. Întrebarea mea e cum bagi atâta pază într-un loc atât de mic. Așa cum există albastrul de Voroneț, există și albastrul de Viscri și probabil că dacă nu era atât de norat, m-aș fi bucurat ceva mai mult de peisaj. Un câine drăguț care s-a oprit să mă salute. Ești mult prea fericit să mă vezi. Zici că ne știm de o viață. Și cam gata vizita noastră la Viscri. Chiar dacă viața se mișcă relativ lent pe bicicletă, din păcate nu chiar apuc să mă bucur în totalitate de toate locurile pe care le vizitez. Ca voastră? Cum decreșteți bivol? Bine. Ziua e foarte scurtă la finalul lui noiembrie și trebuie să mă mișc destul de repede ca să nu mă prindă noaptea pe drumuri. Am făcut un mic popas pentru că am găsit o mașină căzută în râu. Rău? Chiar dacă nu apuc să stau foarte mult, întâmpin des locații interesante sau de care nici măcar nu am auzit. Am oprit aici pe marginea drumului pentru că în zare se vede cetatea Rubrea. E un loc de care n-am auzit niciodată, dar mi se pare foarte frumos. Mă mir că n-am auzit niciodată de ea. Dar după două zile de mers și fiind din ce în ce mai aproape de munți, genunchii mei deja încep să protesteze. Poposim un pic, mai avem 50 de kilometri, am făcut 30 până acum. Nu mai merge așa de bine cum mergeau primele două zile. Deja sufăr destul de tare de o durere la genunchiul stâng. La el. Mă doare tare. Ești din cauza că sunt o grămadă de câini în România în general, dar pe toate drumurile pe care am fost eu. Din când în când mai sare câte unul și trebuie să pedalez tare dintr-o dată și... bănuiesc că asta e un pic cam mult pentru genunchii mei.
Zice, dar de ce, doamnă? Zice, asta e rugină, nu a fost folosită, ca mașina de spălat. Trebuie un calzon să iasă rugină. Imediat după ce am înșirat niște temeri pentru traseu, am ajuns ușor-ușor în primul mare oraș pe care îl vizitez. M-am grăbit cât de mult am putut să urc bicicleta la etajul 2, chiar dacă a fost foarte greu, pentru a putea să... Hai să vizităm orașul. Brașov, al șaselea oraș din țară ca populație și probabil al doilea cel mai vizitat oraș, cel puțin după site-ul ăsta. Numele Brașov vine probabil de la cuvântul Barasu, care înseamnă fortăreață în limba dacă. E renumit pentru cea mai mare biserică gotică din sud-estul Europei și pentru că e un oraș cu mol la poalele munților Carpați. Eu am ajuns relativ devreme în oraș, așa că am avut timp să mă plimb, să mă filmez cum zic că am ajuns la Brașov. Orașul în care suntem s-ar putea să fie... Și să fac poze la acest apus superb. M-am recompensat pentru efortul făcut cu un burger și evident că mi-am luat și desert. Deși retrospectiv au fost 3 zile dificile și cu multe peripeții, mă simțeam foarte bine că am ajuns până aici. Chiar dacă eram destul de îngrijorat pentru genunchiul meu și până la urmă am ajuns să-mi pun mazăre înghețată pe el, sau că urma să trec munții, sau că se anunța vreme din ce în ce mai rea pe litoral, eram destul de încrezător că o să ajung și mai ales că o să ajung cu bine. Dacă o să fie așa sau nu, o să aflați în partea a doua.